Cum se echipează un rezervor de apă pentru WC? Nivel de dificultate scăzut. Dacă un rezervor de apă pentru WC în locuința dumneavoastră nu se mai umple până la capăt, este foarte probabil ca mecanismul din interiorul rezervorului să fie blocat de depunerile de calcar. Înlocuirea acestui mecanism este ușor de realizat dacă procedăm în mod metodic. Materiale necesare Un robinet sub apă cu flotor de umplere, mecanism de golire, garnituri și accesorii de montaj. Uneltele necesare O cheie reglabilă Un crește reglabil de instalator În interiorul rezervorului de WC se găsesc două mecanisme separate. Primul controlează umplerea rezervorului, iar al doilea evacuează apa din rezervor. Închideți alimentarea cu apă a rezervorului din robinetul exterior, trageți apa ca să se golească rezervorul de apă și demontați robinetul de alimentare din exteriorul rezervorului. Scoateți capacul rezervorului. Pentru unele modele de rezervoare va trebui să deșurubați butoanele de comandă tragere apei de pe capac înainte de a scoate capacul. Apoi demontați mecanismul de umplere. Deșurbați piesele care asigură prinderea și etanșarea rezervorului față de vasul de WC. Apoi scoateți rezervorul de pe vas ridicându-l. Deșurubați restul de piese de fixare ale mecanism de evacuare de rezervor și scoateți mecanismul cu totul. Curățați gaura de comunicare dintre vas și rezervor de orice urme de calcar. Verificați noul mecanism de evacuare a apei dacă toate piesele mobile sunt bine orientate. Dacă modelul de montat conține un flotor, acesta va trebui să se găsească opus valvei de alimentare ca să lase suficient spațiu pentru funcționarea tuturor pieselor mobile. Fixați acest mecanism de rezervor strângând manual piulița de fixare sau cu o cheie furnizată odată cu mecanismul de evacuare. Fiecare șurub sau piuliță de fixare va fi însoțită de garnituri sau alte piese de etanșare. Verificați ordinea montării din instrucțiunile de montare și montați respectând instrucțiunile. Plasați garnitura mare de etanșare, apoi puneți rezervorul în locul lui pe vasul de WC. Înșurubați rezervorul de sub vasul WC-ului, strângând suficient pentru a comprima garnitura de etanșeitate. Introduceți inelul și garnitura de etanșare pe țeava filetată a robinetului, supapei de alimentare, a rezervorului. Coborâți mecanismul supapei în rezervor și treceți țeava filetată prin una din găurile laterale ale rezervorului. Înșurubați piulița de fixare a mecanismului din exteriorul rezervorului. Racordați robinetul exterior de alimentare cu apă cu garnitura robinetului și un filtru tip sită dacă este furnizat. Acoperiți cealaltă gaură laterală a rezervorului cu un căpăcel de mascare. Sistemul butonului de comandă poate să difere de la un model la altul. El poate fi un buton de presare simplu sau dublu sau de un sistem de comandă. Acesta se fixează pe capacul rezervorului. Puteți regla înălțimea coloanei de apă din rezervor pentru a limita consumul de apă. Urmați indicațiile de montare ale fabricantului care pot diferi de la un model la altul.